Eu nu sunt un mare fan al team building-urilor și de obicei le evit ca pe ciumă. Dar la școala de vară, activitățile puse la punct de organizatori au fost absolut bestiale. Am avut un fel de mystery treasure hunt, am avut activități în care s-a râs, ne-am distrat, am descoperit cât de multe putem face ca o unitate, în echipă. A fost absolut bestial. La început am venit cu toții ca niște străini. Prima experiență a fost toată lumea stătea pe verandă cu telefonul în mână. Prima mea întrebare a fost: salut, aici te găsesc mulți Pokémon? Dar într-un final ne-am prietenit cu toții și am ajuns la punctul în care ne întorceam în cameră foarte târziu noapte, epuizat după atâtea discuții productive și frumoase cu oameni minunati. Ca de obicei, atmosfera de la școala de vară este foarte prietenoasă, foarte relaxată, iar spiritul este de learning, de sharing, cu toții avem ceva de învățat, este o experiență bilaterală din partea noastră către cursanți și din partea cursanților către noi. Este o comunicare care funcționează din ambele direcții. Și este una dintre cele mai frumoase experiențe din România la ora actuală. Școala de vară GPEC este cu siguranță unul dintre cele mai reușite evenimente de acest fel. Îmbină într-un mod perfect experiența de learning și de knowledge sharing cu distracția, cu colegialitatea, cu prietenia. Vă recomand tuturor să veniți la ediția de la anul, unde sper să ne revedem din nou.